Salut și bine m-am regăsit la un nou vlog. Ce vlog, mă? Sunt la un nou episod de Minecraft, lumea lui Alex. Dacă mă amintiți că aveam noi această serie frumoasă. N-am pus altceva timp pentru că am fost extraordinar de răcit și pur și simplu nu am mai avut posibilitatea să mai filmez, pentru că atâta timp cât sunt răcit nu fac absolut nimic. Deci chiar am fost foarte rău. Da, nu uitați să lăsați un like. Dacă lăsați un like, poate mă simt mai bine și o să postez mai des iar. Hai să zicem la clipul ăsta peste 600 de like-uri. Credeți că putem să facem chestia asta? Cred că putem. Pentru că în acest episod vom crea, așa aș vrea cel puțin, să creez peretele abonaților. Pentru că am făcut destul de multe lucruri pe lumea noastră cea mirobolantă. Și nu știu dacă vă amintiți, nu știu dacă ați văzut un live-ul în care noi am făcut toate chestia asta, în care am făcut acest enchantment table. Asta să ne culcăm repede. Am făcut acest enchantment table, am făcut, stați așa. Ne-am făcut full diamond, ne-am pus enchanturi, mă rog, minimaliste, nu cine știe ce, am făcut rost de mult mai multe diamante. Deci toate lucrurile acestea s-au întâmplat în livestream. Și nu știu exact dacă ați văzut chestia asta, pentru că livestreamul nu este public pe YouTube, uitați să-l salvez și nu-l mai am în momentul de față. Pare rău pentru chestia asta, promit că data viitoare nu o să-l mai șterg sau... Mă rog, deci data viitoare dacă e să fac live stream o să-l las pe YouTube, dar îmi pare rău, n-am putut să-l las, na, a fost niște copyrighted content, niște chestii pe acolo, dar voi avea grijă de acum încolo. Deci cam asta s-a întâmplat în live stream, am făcut chestiile astea, vedeți aici, astea nu știu dacă le-ați văzut, nu știu exact dacă le-am pus și în la ultimul clip sau dacă-s doar din live stream. Nu știu chestia asta, trebuie să repare în video asta. Da, și am făcut și asta, parcă tot în live stream. Nu mai știu exact, vă jur. Nu mai țin minte. Absolut deloc. Deci avem aici toate astea. Nu știu exact dacă am pus totul. Știu că am făcut un clip, am zis că îl postez, nu l-am mai postat și în loc de clipul am făcut live stream-ul și în clipul ăla am mai făcut niște chestii, dar majoritatea cred că ați fost pe live stream. Am fost 200 și ceva de persoane, deci da, cred că e destul de bine. Bun, am aici toate lucrurile astea. În episodul acesta v-am zis că am în minte să fac peretele abonaților, ceea ce înseamnă că ne vor trebui foarte, foarte multe resurse, pentru că peretele abonaților nu va fi ușor de făcut, fraților. Și că știți chestia asta. Uite, să fac și eu. Nu. Uite așa. Tot ce am nevoie este ăsta. Bun. Și vreau să ne apucăm să facem acest perete. Și mai întreb un din asta, întrebe, uite, așa îmi trebuie. Bun, fiți atenți. Peretele abonaților îl vom face, uite, încoace, cred. Bun, și o să începem din episodul următor, cred că să punem abonații, pentru că oricum nu v-am pus să scrieți nimic în comentarii episodul acesta, deci cred că din episodul, fapt cu siguranță, din episodul următor vom face totul. Stați așa, bun. Și am o idee nouă de serie cu Minecraft pe care voi începe în scurt timp, când o să mă apuc și să postez mai des, deocamdată o stradă să mă pregătesc un pic cu școala, pentru că am lipsit ceva timp. Acum, mai nou, deci am lipsit ceva, pentru că v-am zis, am fost răcit și na. Și am lipsit destul de mult, ceea ce e nașpa. Că e nașpa pentru că o să trească să mă duc să-mi iau note. Chiar o să fie mult de muncă. Dar va trebui să o fac. Hai. Trebuie să facem și școală din când în când. Bun. O să mergem așa ușor cu lemnele. Să ne facem aici platformă mare, mare, mare. Cât mai mare? Cam așa că e de ajuns. Pentru că... Hai că vă și zic de ce trebuie să fie mare. Hai să numărăm și un coace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. Bun, o construim în mare pentru că vreau să fiu un perete al abonaților mare pe care să pot pune cât mai multe persoane. You'll see that in a moment. Așa, va trebui să fie o încăpere frumoasă și mare. Pe care vreau să o umplu numai și numai cu numele abonaților. Nu vreau să o umplu cu prostii. Pentru că... Oricum va mânca foarte mult spațiu. Nu știu. O duc cam atâta pentru că pot. A fi destul de mult de muncă când va trebui să fac mijlocul, adică. Stați așa. Uite, up. Uite, up. Și da. Nu știu dacă să facem în clipul ăsta peretele sau să ăsta pământul sau să-l fac off camera. Nu, no, hai că-l facem acum, n-are niciun sens să-l fac off camera, că mă mișc destul de repede, se pare că. În caz că mă mișcam greu și dura prea mult, îl făceam off-camera, nu era nicio problemă, pentru că dacă îl fac off-camera, na, nu stau pe clip să fac lucruri relativ plictisitoare, pentru că pune, na, nu e așa mare șmecherie să pun eu blocurile astea, dar mulți vreți să le fac on-camera,
Deci, let's go. Hai să facem și pe asta. Aproape 17.000 de abonați, destul de șmecheri, nu-i așa? Nu-i așa, băieți? Suntem destul de șmecheri. Bun, hai să pun și aici. Mă mișc mult mai repede așa, văd că, deci cred că o să pun câte două. Și mi-aș cer voi să lasă, you know, ăsta, să las textura asta. Adică unora îi place textura asta, Everland Light. Am văzut că vă place destul de mult. Altora, alții veți default-ul Minecraft. După părerea mea, textura asta face Minecraft mai interesant. Eu personal m-am săturat de default. Nu știu de ce vă place default-ul, dar mai am și textura asta, care, mă rog, scrie că nu merge pe versiunea asta de Minecraft, este de 1.8.9 din câte știu. Parcă atâta, nu mai știu exact. E un pic diferită, e o textură pentru player versus player, adică PvP. Deci e o textură pentru bătaie în Minecraft, nu e pentru lumi din astea frumoase. Dar nu e o textură rea, după părerea mea e o textură ok, pe care pot să o folosesc, gen, dacă vreau. Nu știu, să vreau să poate să-mi fac eu textura mea proprie. Tocmai ce am tăiat sticla asta, mai bine nu mă joc cu ea. O să vreau să-mi fac o textura mea proprie. Am zis chestia asta. O textură frumoasă pe care să o folosesc cât mai des, dar durează ceva. Știi, aveam eu o textură mai de mult, dar nu mai știu cum se chema asta chestia. Una lui Grazer, nu știu dacă îl știți pe YouTuber-ul ăla Grazer, are 600.000 de abonați. E un YouTuber mare, englez, avea 600.000 când îi luasem eu textura. Și eu foloseam atunci, avea 600.000. Era un YouTuber super, super șmecher, Grazer, Minecraft, ceva, parcă. E un YouTuber care făcea PvP bine, se lupta cu de-aia, pe acolo, cu Minecraft, Survival Games, chestii de-astea, Skywars. Dar, bun, aici avem destul de mult lemn. Dar, făcuse și o textură, o textură care chiar m-a impresionat, pe care am folosit-o și eu, dar mă enervează puțin vesinkul ăsta, pentru că resimt lag-ul. Dar totuși când fac mișcările astea, parcă e lag. Am 170 de frame-uri, doar că sunt drop frame-urile astea. You know? Lasă așa. Bun. Terminăm repede podul ăsta. Tai și ăsta. Uite așa. Ce-mi place să-mi fac case în copaci. Pur și simplu îmi place chestia asta. Mi-amintesc când eram mic și eram pe servere. Și nu știam că poți să spui protecție când se făcea casă. Nici n-aveam Minecraft cumpărat, era necumpărat. Și nici nu știam că poți să spui protecție pe casă. Și eu îmi făceam casele în pământ ascunse ca să, na, să nu-mi pun protecție. Să, crezând că o să mă invadeze cineva și trebuie să fac chestii de să beau apă, pentru că mi-e foarte sete și să nu și suflu nasul. Oh my god. Da, trebuie să mă duc să-mi beau repede apă. Iertați-mă că de-aia vorbesc așa, pentru că mi-e sete că nu mai pot. Oh, așa. Ah, better. Bun. Hai să continuăm construcția. Una, două. Și începem și facem, uite așa. Vom face primul zid doar ăsta. Nu o să fac toate zidurile pentru că nu mă interesează pe mine. Da. Nu mă interesează pe mine să fac încăperea. Nu, ăsta e targetul meu. Target. Filmez de cât timp? A, de 8 minute. Nu știam dacă filmez. Mi s-a părut că nu filmam deloc. Mi s-a părut că de-abia începusem filmarea. ce vreau să vă zic. O să fac întâi primul perete. Pentru că n-are niciun sens să fac toată construcția din primul episod. Aș pierde timpul aiurea, sincer. O, mai e? Câte frunze mai sunt? Nu mai sunt, ok. Aș pierde foarte tare timp, nu vreau chestia asta. Să pierd timpul aiurea. Deci cam atâta o să începem cu primul perete. Și de aici o să începem să punem abonații pe perete. Pe perete abonaților. Deci din episodul următor. Nu uitați să lăsați un comentariu cu ce vreți voi. Sau vreau pe perete. Sau, you know, whatever. Ce vreți voi, lăsați un comentariu și lăsați un like la acest clip dacă vreți, aveți o șansă de a apăra pe perete. Nu știu dacă știți cum se bagă abonații pe peretele abonaților. O să vedeți. Deci, practic, care e șmecheria? Hai vă arăt acum. Uite așa. Bum. Hop. Facem, uite așa. Bum. Hop, hop. Aoleu, ce prost sunt. Nu. Așa. Și ne trebuie de stea bețe. Și facem, uite așa.
Nu mai am niciun lemn, serios. Un lemn nu mai trebuie. Unul singur. Mergem să luăm repede ca să vă arăt. Facem semne și vom pune acele semne, practic. O să vedeți, uite acum. Vom pune acele semne. Uite așa. Uite așa. Asta înseamnă. Vom pune un semn. Pop. Vom pune numele vostru aici. Și veți apăra practic în seria mea. Și mi se pare o idee foarte bună, pentru că putem comunica împreună cu abonați și toate chestiile astea. Deci eu spun că e o idee foarte bună și deci n-ai vrea să apare pe perete. Adică nu e deloc greu de să lași un like la clip și să comentezi la acest de octip, desigur. Bun, hai să terminăm cu treaba asta și să mergem repede ușor. Ok, avem chestia asta. Nu știu ce să fac acum, vreau să mergem până în Nether, să mai căutăm ceea ce m-a interesat pe mine, pentru că aveam câteva interese, vreau să fac nivel din câte mi-am amintesc în ultimul episod și nu vreau mai găseam pigmeni. Eram pe normal, stați așa că nu mai știu. Da, mereu am lăsat normalul. În live. Îmi amintesc asta exact ca și cum ar fi fost ieri. Pe aici parcă, da. În live. Ei bine, încercam să omorăm pigmeni cât mai mulți pentru a face nivel și în momentul de față, deci voi nu mai găsim pigmeni și știu că cu această problemă mă confruntam și în livestream. Nu mai găseam pigmeni și o să trească să luăm niște din ăsta pentru a ne putea cățăra. E ok că se sparge foarte repede. Deci, da. Bun, hai să ne cățărăm ușor așa. Hopa. Hopa. Hopa, bun. Am ajuns aici sus. Și din câte mi-amintesc că, da, nu mai găseam pigment și vedeți, asta este și problema în momentul de față. Și, a, uite unul, dar nu mai sunt mulți cum erau la început. Din câte văzusem, prima și prima dată ei se respawnaseră. Hop, hop. Ok, prima dată se respawnaseră, dar după am văzut că nu se mai respawnau. Adică, în momentul ăsta, vedeți, voi nu se respawnează. Aș putea să iau ciupercile astea pentru a face supe. De ce nu? Sunt bune și supele la ceva în viață. Cine știe la cine vor trebui niște supe. Sup. A, închidem focul ăsta că nu-mi trebuie. A, nu mai sunt ciuperi de astea roșii. Îmi trebuie mai multe. Oricum n-am lemn în momentul de față pentru a face supă. Și nici rețeta exactă. A, trebuie să fac boluri. Ba, da, mi-amintesc rețeta, între boluri de alea. De aia nu mi-aminteam, eu am crezut că trebuie să fac direct cu bet, cu lemn, dar între boluri. Și cu boluri are mai mult sens, pentru că rețetele din Minecraft cam la orice au sens. Adică seamănă cu realitatea, sincer. Ceea ce e ok, pentru că e destul de ușor să realizezi ceea ce vrei să faci. A, folosim 12 ancuri, atât folosim 16 ca să vedem mai mult, cred. Nu, tot se vede, tot până într-un anumit punct vedem, nu putem să vedem mai mult de acolo, nu știu exact de ce. A, dar e ok. Hai să vedem ce mai găsim noi pe aici. Hai să luăm cuarțul ăsta, pentru că cu cuarțul putem face niște construcții mărețe. Chiar dacă până acum ați zis și voi că nu m-a interesat să fac construcții mărețe, o să facem. Ok, haide, deci am luat noi ăstea. O, de unde e pigmenul? Ați auzit pigmenul? Poate încoace vreun încoală? Poate e vreun căpere ascunsă de care eu nu știu? Hai să vedem. Te încoace, dar n-are cum. Stai așa, aveam ăsta deschis. Te rog frumos, vreau să aud pigmenul. În dreapta, ok. Încoace? No, deci n-are niciun sens. Nu, am strict pickaxe-ul aiurea. Și nu vreau să se întâmple chestia asta. Nu, vom pleca. Ah, tot aud. Where are you, pigmen? Da. A, uite, ăștia erau. What the fuck, am stricat pixel aerea. Bun, putem să aruncăm ăstea. Hai să păstrăm două stack-uri, cine știe. Și să aruncăm ceea ce nu ne trebuie, cum ar fi astea. Trebuie să încep să mă ocup de niște ferme, pentru că o să am nevoie de supply-uri cât mai multe, vedeți și voi. Noroc că am cartofii ăștia pe care i-am găsit atunci în expediție, că altfel era groasă, adică nu prea reușeam să fac cine știe ce. Și cred că asta aș vrea să și fac în momentul ăsta. Aud cumva un pigment aici? Acolo? Sus sau? A, putem să urcăm. Și să coborăm. Dar, nu știu exact, ia stați, hai să încercăm să spargem. Hai să, se pare că o să cădem, nu vreau să fac chestia asta. A, uite-l, tu făceai mă zgomot. Te rog, vin aici că vreau să-ți iau experiența.
Nu vreau să mor de prisos. Bun, dăm experiența ta. Pigmenule, nu mai mănânc potato ăsta. Stați, iau ăștia. Am și zis că vreau să iau. Am luat? Câți avem? 7 și cu 9. Ne mai trebuie 2, practic, ca să putem să facem un număr egal de supe. Și se pare că am mai găsit un drum. What's around here? Oh, mama, avem ceva de explorat. Păcat că se poate să te pierzi. Deci cred că o să instalez până la urmă un mod pentru această lume, un mod cu hărți, pentru că mi s-ar prea mult mai ok chestia asta, să niciodată să nu mă pierd de casă. În ritmul ăsta nu, clar o să mă pierd. Bun, hai să mergem. Ne-am întors acasă. Și acum că suntem înapoi, parcă mi-a venit niște idei de ceea ce vreau să fac. Aș putea să las și noapte, dar hai zi, așa zi. Bun. Hai să ne gândim ușor așa, pentru că tocmai mi-a venit o idee care vreau să o pun în aplicare. Bun, filmul de 15 minute, ceea ce înseamnă că mai avem puțin timp. Ei bine, ceea ce mi-a venit mie în gând în momentul de față, de sub suflul nasul iară, da, mă rog, lasă, am zis că străcit, de-aia mi-a trecut și mie. Era să nu vreau să construim nimic în episodul ăsta. Aveam să vreau să construim chestii, dar mai încolo am zis fermele. Bun. Watermelon. Se pare că avem watermelon acolo, dar hai să ne uităm și înainte ce avem noi în chestul nostru. Se pare că avem niște pumpkin seeds, seeduri normale. Și văd niște sugar canes, good. Da. Păi, cred că aș putea să mă duc până acolo. Cred. Uite sugar cane. Și watermelon unde este? Nu pot să-l văd din unghiul ăsta, trebuie să fiu că aici e. Da, uite-l, acolo este watermelon, dar nu cred că vreau neapărat o fermă de watermelon, adică, mă rog. Bun, hai să ne punem astea la loc. Hop, hop, să mai fac rapid de tot. Vreau crafting table-uri, peste tot să-mi trească să mă mut, pentru că crafting table-urile sunt niște chestii foarte simple. Mai vreau un craft, un chest. Două chesturi. Mai facem chesturi pentru că mereu avem nevoie de chesturi. Mereu e nevoie de niște storage room, ca să zic așa. Hopa. Hai să facem, uite asta. Bun. Spargem asta și buc, buc, bun. Și aici vom pune astea. Da, nice. Ceea ce nu avem nevoie pentru expediții. Avem și pumpkinii noștri acolo. Iar trebuie să-mi suflu nasul. Goodness, sunt răcit. Mă rog. Bun, și acum hai să ne apucăm de fermă, practic. Bun, am uitat să las astea, iertați-mă. Așa, bun. Hai să luăm astea, zic de prea multe ori bun, dar trebuie să mai fac chestia asta. Hai să luăm și diamond 2. Și aveam niște bețe pe care le-am lăsat acolo. N-are niciun sens să mai fac bețe, dacă tot am niște bețe aici, o să le luăm pe astea. Două bețe îmi trebuie. Bun, perfect. Hai să facem repede un hoe. Nu știu dacă vă amintiți, dar tot timpul pentru farmat ai nevoie de un diamond hoe. Sau mă, un hoe, oarecare. Nu de un diamond hoe, dar de un hoe. Hai să luăm și pietre. O să vă arăt eu imediat de ce. Asta să facem pickaxe-ul ăsta neapărat. Pentru că dacă combin astea două, parcă ăsta efficiency și unbreaking și așa mi-ar da mult mai bine. Și mă costă doar 11. Aș avea efficiency 3, dar și unbreaking, ceea ce vreau. Deci ok, bun, am tocmai ce am reparat și pickaxe-ul. Așa. Hai să facem fermele. Încolo am făcut destul de multe lucruri, dar încoace n-am înfăptuit absolut nimic. Deci vreau să ne ducem încoace să construim fermele. Hai că vă arăt imediat. Izileanu. Bun. Și de aici aș vrea fermele mele să înceapă, practic. Uite așa. 1, 2, 3, 4. Cred că este de ajuns. Nu vreau ferme uriașe. 1, 2, 3, 4. Dar vreau ferme bine gândite. Hai cu 5 ca să avem una în plus pentru a pune, pentru a pune ziduri și alte chestii. Bun, o să vreau niște ferme bine gândite. Nu o să vreau niște ferme mari, pentru că atât timp cât sunt mari nu mă ajută. Dar atât timp cât sunt bine gândite mă vor ajuta. Vă arăt eu imediat. O să le fac relativ mari, că na, totuși e nevoie de resurse pentru a plant, trebuie să cultiv și eu ceva, nu? Uite, cred că, nu, cred că m-am dus prea mult. Ba, e bine. Bun, 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 mergem înapoi. Ok, nice.
Acum, mă interesa să... Am o chestie în gând. A trebuit să dau și drumul la muzica din Minecraft. Cine știe, poate să pornească la un moment dat și o să se audă frumos. Nu știu. Muzica din Minecraft de obicei mă liniștește. Dar pornește greu, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că nu poate să... La faptul că nu pot să ascult mereu, deci de-aia nu prea folosim muzica din Minecraft. Just like this. Deci trebuie să avem această platformă pentru a începe construcția. Cel puțin așa văd eu în capul meu. Am ceva, o viziune așa în cap. Că așa ar trebui să începem totul. Bun. Aproape am terminat cu chestia asta. Am. Așa. Dacă nu e greu și că se poate. Nice. Acum vreau și niște... Și ce m-ar interesa? Niște garduri. Cum se făceau gardurile? Că nu mai știu. Și când trebuie și ceva gen... stați. Îmi trebuie ceva gen... Hop. Stai. Hop. Cum făceam, mă? Nu. Hop. Nu. Cum luăm jumate? Așa. Și așa. Și așa. Și vreau din astea să facem asta. Și vreau ceva de genul parc. Așa era. Parcă, nu. E clar, am greșit. Așa, așa fac trapdoor-uri. Așa, nu? Nici așa? Care era mă rețeta pentru gard? Minecraft Fence Recipe. Care era rețeta? Că nu mai știu. What the fuck, așa prost sunt, am uitat. N-am mai jucat de mult, că sunt prost, dar mă rog. Nu. Nu, dude, nu vreau asta. Vreau, fii atent, jumate. Așa, și așa. Și avem 36, really? Sunt puține. Dar mă rog, măcar avem ceva. Ok, și să facem, uite, așa, pentru a ne asigura că nu o să cădem. Nu știu cât o să-mi ajungă astea pentru a mă înainta, dar măcar atâta să mă țină. O să mai construim și altele, nu e nicio problemă. Dar mai încolo. Deocamdată am considerat că nu e nevoie de mai multe garduri. Ce puțin așa cred eu acum, nu știu. Ok, lasă așa. Și acum, și ne pare destul de interesantă unde o să avem nevoie de... astea de... O să vedeți voi. O să avem nevoie de... O să luăm ăsta. O să luăm sugarcane-urile. Fapt, nu încă. O să luăm carrots, pentru că sunt foarte, foarte folositori. Și am prăjit toți cartofii, dar nu mai am oricum chef de cartofi, că nu prea așa au sensul. N-am melon. Aveam melonie, dar... Am se merită să-i cultiv chiar deloc. Deci cred că e ok. Cred că e ok. Cred că n-am ce să mai fac. Hai sugarcane-urile, dar pentru mai încolo, nu de altă, deocamdată sunt destul de ok. Sugarcane-urile, dar păstrăm și sugarcane-uri. Adică să facem și o fermă de asta, why not? Bun. Și o să fie ceva de genul ăsta. Aici o să fie un spațiu liber și o să începem ferma, uite, de aici. Hai să vedem câte de astea avem. Una, două. Deci dacă aș pune, să zicem, în centru apă, 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 apă. Deci ar trebui, dacă aș mai fi mărit asta cu... Da, hai să mai mărim asta odată. Și să fie mai bine. N-am uitat să măsor. O să fie mult mai bine dacă măresc chestia asta. Hai zis că cred că o să terminăm ferma off camera. Pentru că... E de mult de muncă și ne-am întins prea mult cu clipul și nu vreau chestia asta. Deci sper să vă cum v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și butonul de like pentru că mă ajută mult. Eu am fost Ari și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!